Beneficiarii schemei de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite pot depune cererile de plată aferent anului 2024 la APIA Mehedinți pentru solicitarea sprijinului aferent lucrărilor efectuate. Cererile de plată aferent anului 2024 pot fi depuse în perioada 13 mai-5 iulie. Reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mehedinți anunță că primesc cereri de plată pentru schema de ajutor de stat prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite. În perioada 13 mai-15 iulie, beneficiarii schemei de ajutor de stat prima împădurire, măsura 8, pot depune cererile de plată aferente anului 2024. Cererile de plată le pot depune beneficiarii ce au depus cereri de sprijin începând cu sesiunea 1-2016. Cererile de plată vor fi acompaniate de documentele specifice și aici vorbim despre documentele privind terenurile pe care le exploatează. Asta în funcție de lucrările pe care le au pentru fiecare an de plată. Formularele de modificare la cererile de plată se pot depune până la data de 22 iulie 2024.